Bine ați venit la manifestarea dedicată comemorării a 85 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Gheorghe Mureșan, un exemplu de vrednic român, cetățean de onoare al Comunei Moftin și al orașului Carei. După imnul de stat, va urma un parastas în memoria părintelui, oficiat de părintele protopop ortodox și de cel greco-catolic. Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, îndură-te spre noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele noastre, și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de ce rău. Gata este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu durile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește, Doamne, și sufletul robului Tău, păzindu-l pe dânsul într-o viața cea fericită, care este la și drepții se odihnesc. Odihnește, Doamne, și sufletul robului Tău, că Tu singur ești fără de moarte, mărire Tatălui și Fiului și Sfânt. Tu ești Dumnezeu care Te-ai pogorât la iad și Ai dezlegat durerile celor plecați. Însuși sufletul robului Tău îl odihnește și acum și vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, ce așa ai născut pe Dumnezeu cu trup fără de sămânță, pe acela roagă să se mântuiască sufletul robului Tău. Miliește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămâne, Ți auzi-ne și Te îndură spre noi. Doamne, îndură-Te spre noi, Doamne, îndură-Te spre noi, Doamne, îndură-Te spre noi. Încă ne rugăm pentru odihna dormitului rob al lui Dumnezeu, fratele nostru, părintele Gheorghe Mureșan, și pentru ca să-i se ierte toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, îndură-Te spre el, Doamne, îndură-Te spre el,
Doamne, îndură-te spre el. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde cei drepți se odihnesc, mira lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos împăratul, cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să-i cerem. Dă-i lui, Doamne, Doamne, îndură-te spre el, Doamne, îndură-te spre el, Doamne, odihnește. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Dumnezeul sufletelor și a tot trupul, care moartea ai călcat și pe diavol ai surpat și viață lumii tale ai dăruit, Tu însuși, Doamne, odihnește sufletul adormit robului Tău, fratelui nostru părinte Gheorghe Mureșan, în loc luminos, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit durerea, întristarea și suspinarea, și tot păcatul pe care l-a făcut cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, iartă-i ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, că nu este om în viață care să nu păcătuiască. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevăr. Că Tu ești învierea și viața și odihna, adormit robului Tău, fratele nostru, părintele Gheorghe Mureșan, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm împreună și celui fără de început, și părintelui Tău, și prea sfântul și bunul, și de viață Păcătorului Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Odihnește, mit robului Tău, unde este dumnezeu, nici întristare, Iisus, fiare, ci viață noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Stăpâne mult îndorate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă vierea Ta, cea de-a treia zi, cu harul Tău, ne-a dorit puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer, câte dânsii pe pământ s-au legat, și tot așa să fie deslegate și în cer, câte dânsii pe pământ s-au deslegat. Cel ce prin nespusă Ta iubire de oameni, ne-a învrednicit și pe noi, smeriți și nevrednici robii Tăi, să fim moștenitori aceleași prea sfânt dar și har, ca și noi, de asemenea, să legăm, să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuși, prea Domnul Împărate, prin noi, smeriți și nevrednici slujitorii Tăi, iartă robului Tău, preotul Gheorghe, orice a greșit om în această viață și iartă lui toate câte a păcătuit, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, deslegându-l de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși, din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la hiereu, sau de la preot, sau de la altcineva, a suferit o alunecare ca și aceasta, prin pisma și prin lucrarea potrivnicului. Binevește prea bună și mult durate ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din viacă bineplăcuție, iar trupul să se dea firicele zidite de tine, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. În înțelepciune, Părinte, binecuvintează
Cel ce a înviat din morți, Hristoase, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților măriți și întru tot lăudați apostoli, ale preacuvioșilor și purtători de Dumnezeu, părinții ai noștri și ale tuturor Sfinților, să așeze în corturile dreptilor sufletul robului său acesta, Părintele Gheorghe, mutat de la noi, să-l odihnească în sânul lui Avram și cu dreptii să-i numere, și spre noi să se îndure, fiind bun și iubitor de oameni. Amin. În veci pomenirea Lui. În veci pomenirea Lui. În veci pomenirea Lui. În veci Amin. Asociația Astra, Despărțământul Aurel Cozacarei, aduce cald de mulțumiri primăriei Moftin, domnului primar David Gheorghe, pentru colaborarea, pentru organizarea acestui eveniment important din viața comunității. Pentru că știți foarte bine, dacă nu vă spun acum, părintele Gheorghe Mureșan a fost primul președinte al Astra Carei, care a luat ființă într-o frumoasă zi de vară de 12 iulie 1923. Apreciem faptul că și este prezentă și instituția prefectului prin domnul consilier Florin Găzdag. Mulțumim și școlii gimnaziale Mihai Viteazul din localitate, tuturor românilor care au dorit să cinstească memoria vrednicului român, părintele Gheorghe Mureșan. Vor urma câteva alocuțiuni, iar apoi vom continua cu depuneri de coroane și un program artistic. În cele ce urmează, îl invit pe domnul primar David Gheorghe să își exprime câteva gânduri la această dată importantă pentru comunitatea din Moftin. Mulțumesc foarte mult! Am pregătit o prezentare mai lungă, o să o citesc rapid, pentru, în primul rând pentru copii, care poate nu știu așa de multe lucruri despre preotul George Mureșan. Numeroase personalități din istoria modernă a românilor, sătmereni, ar putea fi și s-ar conveni să fie sărbătorite în mai multe localități. Aceasta pentru că s-au născut, au crescut, ori au activat de-a lungul vieții lor în mai multe sate sau orașe din părțile noastre. Un astfel de caz este cel al părintelui greco-catolic Gheorghe Mureșan. Comunitatea din Moftinul Mic a îmbrăcat straie de sărbătoare, odată cu inaugurarea bustului de față, în data de 3 noiembrie 2019, când lângă monumentul eroilor situat între Biserica Ortodoxă și Capela Greco-Catolică a fost dezvelit bustul canonicului Gheorghe Mureșan. Despre părintele Mureșan s-a scris în istoriografia sătmăreană, dar cu siguranță că personalitatea sa, viața și activitatea ar merita cuprins într-un volum care suntem siguri că într-o bună zi va vedea lumina tiparul. Părintele Gheorghe Mureșan a văzut lumina zilei la data de 5 iulie 1958 în Tirian. Părinții săi fiind țărani săraci, dar foarte buni credincioși, greco-catolici. Gheorghe Mureșan și Floarea Bone. Atât școala primară, cât și liceul le-a urmat în Oradea, ajutat de fratele său mai mare, Ioan, dascăl într-o localitate vecină cu Oradea, la Cihei. Micul Gheorghe era un răsfătat al familiei, parohului din Tiram, Ioan Boni, sau Bonea, acest slujitor al altarului făcea parte dintr-o veche familie preoțească sătmăreană cu numeroase ramificații și la Oradea. Cu ocazia sărbătorii de Sfântă Maria anului 1866, paroul Tireamului a avut musafir din Oradea, vizitiul care a dus musafirii era să se retoarcă singur. La rugămintea părinților Micului Ghiță, au fost luați și această încăruță cu gândul de a face o vizită fratelui de la Cihei. A fost voia destinului ca Ghiță să nu se mai întoarcă la Tiream decât în vacanțele școlare. În Oradea a dus să-și facă studiile, atât primare cât și cele gimnaziale, la liceele, pentru că după absolvire se desfășoare desăvârșească cunoștințele teologice la Bucarest. S-a unit destinul la Rușeni cu Silvia Maria Pereni, fiica paroului local, Gheorghe Pereni, cu mine având loc la data de 17 noiembrie 1884, urmată de hirotonuirea în Saca Preot la 4 ianuarie 1885. La începutul preoției a slujit la Bozânta Mare, apoi a fost preot capelan și profesor la gimnaziul catolic în Carei,
între anii 1887-1900, predând aici limba română și religie. În deceniul 1894-1904 a fost paroh la Rușeni, în filiala Hripii. În filia Hripii. În această filie a reușit zidirea noii biserici cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail și Gabriel. Lăcașul a fost construit în 1896 pe un teren contindere de 454 de metri pătrați, din care clădirea ocupa 225 de metri pătrați. La construirea noii biserici, cea veche a fost vândută credincioșilor din Homorodul de Sus. Biserica a fost construită prin osândirea credincioșilor și o contribuție substanțială având familia Desideriu Pata. De la începutul anului 1905, Părintele Mureșan a slujit cu fidelitate în parohia Moftinul Mic până în 1935, când s-a pensionat. Aici l-au prins evenimentele neplăcute create de alipirea unei parohii românești greco-catolice, Sădmărene, la Episcopia de Hajdodorog. Preoții sădmăreni nu au recunoscut dreptul de existența noii și artificiale eparhii și au refuzat împlinirea poruncilor care erau umilitoare pentru români. Părintele Gheorghe Mureșan a fost chiar întemnițat, motivul arestării fiind reprezentat de scandalul produs la Moftinul Mic în vizita din data de 11 aprilie 1913 a noului revizor șef școlar Iașcovici Mihai. Acesta împreună cu prim pretorul Mădorașe a avut o atitudine nedemnă și provocatoare. Revizorul s-a prezentat părintele în timpul săvârșirii serviciului religios, fapt pentru care credincioșii adunați în biserică l-au dat afară. A doua zi, însă a fost deschisă o anchetă scandaloasă cu presiuni inumane, schinguiri și interogatorii chinuitoare. Moftinenii au fost ținuți în arest preventiv, nu o lună așa cum erau prevederile legale, ci o jumătate de an, apărători fiindu-le celebrii avocați Iuliu Bordea, Ioan Ciordaș, pentru Poruțiu, Romul Boilă, Coriolan Bohițel, precum și sătmăreanul dr. Andrei Doboș. Plădoria avocatului martir dr. Ioan Ciordaș, un adevărat model al genului, înfățișat într-o maghiară clasică, a fost apreciată chiar de către presa maghiară a vremii. A făcut ca împreună cu preotul, ca cei trei țărani apărați de el, să fie achitați. Denotat că în sală erau prezenți fruntași români ai vremii, Ștefan Ciciopop, Vasile Lucaciu, Teodor Mihali și Iuliu Maniu. Cu toate strălucitele predoarii ale avocaților, justiția maghiară a pronunțat următoarele. Pedepse pentru Gheorghe Mureșan, preotul Gheorghe Mureșan, închisoare, un an și șase luni, trei ani pierderea drepturilor civile, Ioan Cechi Junior, Ioan Variu, Alexandru Botiș, Grigore Bontea, Codar, Ștefan Șonco, Di Pavel Șonco, Di Iacob Moldovan, Vasile Pop și Vasile Tăutu, șase luni închisoare. Și pentru Grigore Borota, trei luni închisoare. Maria Tarța era singura femeie care făcea parte din lotul celor condamnați, a primit 15 zile de închisoare și un an pierderea drepturilor civile. Maria Pintea a fost achitată apoi, ulterior, pentru o cauțiune de 2000 de coroane. Venirea războiului a dus la amânarea executării pedepsei preotului Mureșan. De învierea Domnului. În anul 1913, o delegație a moftinenilor, în frunte cu soția părintelui, s-au deplasat la temnița din Satul Mare, unde își doreau ca bucatele de Paști să fie sfințite de către părintele lor. În 1922, părintele Mureșan a fost numit canonic onorar, de asemenea a fost decorat cu ordinele Ferdinand I, răsplata muncii, coroana României în grad de comandor și steaua României în grad de ofițeri. La 30 septembrie 1938, primăria orașului Carei i-a oferit titlul de cetățean de onoare și locuință pentru tot restul vieții. Asemenea, și localitatea Moftinul Mic i-a acordat titlul de cetățean de onoare. Presa vremii l-a numit simplu un om al datoriei. În anul 1928, moartea a răpit pe cea cu care a împărțit împreună bucurile și greutățile vieții, Silvia Peren. Părintele Mureșan am decedat la Carei în data de 25 aprilie 1939, localitate unde a slujit cu atâta credincioșie în Moftinul Mic, a avut onoarea să-i găzduiască somnul de rece. Un frumos cavou străjuie amintirea celui care a fost apărătorul moftinenilor într-o grea perioadă istorică. Două plăci de marmură amintesc vizitatorii scurte repere din viața celor doi soți mureșani. În perioada interbelică, strada pe care se află penitenciarul din municipiul Satu Mare se chema în onoarea celui care a fost găzduit acolo
Părintele Mureșan. După 1989, reabilitarea parțială a funcționat și în cazul memoriei Părintele Mureșan. Comunitatea din Moftinul Mic, de-a cărei destin tumultos a fost atât de legat, preotul Gheorghe Mureșan i-a cestit memoria prin dezvăluirea acestui bus la care suntem, și precum și o placă pusă în anul 1990, fiind deja amplasată în memoria luptei sale și a credincioșilor pentru apărarea limbii și credinței strămoșești. Monumentul realizat de către sculptorul Radu Ciobanu a fost finanțat de către Guvernul României prin programul Centenarul Marii Uniri, iar de implementarea proiectului s-a ocupat Consiliul Local Moftin. Mulțumesc! În cele ce urmează, o să-i dăm cuvântul domnului consilier Florin Găzdar din partea instituției prefectului Satu Mare. Bună ziua! Dragi copii, doamnelor și domnilor! Din păcate, domnul prefect Ioan Tibiru poate să fie prezent cu noi, dar m-a desemnat să fiu eu la această manifestare. Locul în care ne aflăm reprezintă, atât pentru locuitorii comunei Moftin, cât și pentru sătmăreni, un loc sfânt, deoarece, într-un spațiu atât de mic, dar bine îngrijit, se află concentrată dovada incontestabilă a unor fapte ce au marcat istoria neamului românesc. În acest perimetru, dintre biserică greco-catolică și ortodoxă, cum este faptul capelă, regăsim locurile de veci ale celor 10 ostași eroi români ce s-au jertfit pentru dezrobirea Ardealului de Nord în cel al doilea război mondial. De asemenea, monumentul eroilor locali căzuți în primul război mondial, în urma căruia s-a înfăptuit România Mare, iar în fața mea regăsim bustul preotului Gheorghe Mureșan, remarcabilul apărător al neamului românesc, care a susținut cauza națiunii în vremurile tulburi din Transilvania la începutul de secol 20. Realizările preotului canonic Gheorghe Mureșan se leagă indubitabil de activitatea revoluționară de emancipare culturală și politică a românilor, ce a fost dezvoltată academic de către Asociația Transilvană pentru literatura română și cultura poporului român, cunoscută ca ASTRA, ce a luat ființă la Sibiu în anul 1861. Persoana pe care o comemorăm azi, la 85 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, a făcut cu adevărat parte din inteligențile românești ardelene, așa cum erau numiți la acea vreme intelectualii vremii. El a urmărit cu perseverență realizarea scopului acestui for cultural, adică înaintarea literaturii române și cultura poporului român în deosebitele ramuri ale științei și artei și altor asemenea. Astfel că la 12 iulie 1923, după cum a spus și doamna Ciută, a pus umărul la înființarea oficială a Asociațiunii Astra Carei, după îndelungi încercări ale românilor din această parte a țării, răzbind numeroaselor piedici peste care au trebuit să treacă. Era cunoscut la acea vreme ca vașnic luptător al cauzei naționale și a trecut cu stoicism prin vicisitudinile vremii, încercări care au presupus chiar penitența înainte de primul război mondial, alături de alți credincioși din Moftin. Însă nici în aceste condiții nu și-a pierdut credința și determinarea. Faptul că a fost numit canonic onorariu și decorat cu ordinele Ferdinand I, răsplata muncii, corona României în grad de comandor și steaua României în grad de ofițer, a dovedit faptul că eforturile sale nu au fost în zadar și meritele i-au fost și sunt în continuare recunoscute. Veșnică pomenire eroului preot canonic Gheorghe Mureșan. Mulțumesc. Mulțumim și din partea Asociațiunii Astra, dați-mi voie să vă ofer o carte, tot așa și părinților care au fugit, dați-mi voie să vă ofer. Vreau să... Domnul primar, vă rog frumos să primiți cartea noastră și dumneavoastră. Am să dau o carte și doamnelor care însoțesc doamna director adjunct și dacă mai există o doamnă care însoțește grupurile de copii.
În cele ce urmează, dați-mi voie să spun și eu câteva cuvinte despre acest bărbat, care a fost părintele Gheorghe Mureșan. Pentru că, în primul rând, părintele Mureșan s-a remarcat ca un apărător al neamului românesc, mai ales în perioada în care, așa cum spunea și domnul primar David, câteva parohii românești au fost alipite forțat la Episcopia Greco-Catolică Maghiară de Haidu Dorog, care a fost înființată abia în anul 1912. Dacă îmi dați voie, am să vă spun și care a fost subiectul scandalului, îmi asum cele afirmate. Părintele a avut de suferit pentru că nu a dorit să slujească la altar într-o biserică românească în limba maghiară. Acesta a fost motivul pentru care a fost persecutat alături de alți consăteni. Aceste evenimente neplăcute l-au prins aici, la Moftin, pentru că preoții nu au recunoscut dreptul de existență a noii și artificialei eparhii fondate în 1912 și au refuzat îndeplinirea poruncilor umilitoare pentru români, adică slujirea într-o limbă străină, limba maghiară, pentru că românii aveau limba română, asta este limba lor maternă. A fost arestat, așa cum s-a mai spus, în 1913, după vizita din 11 aprilie a noului revizor școlar, care, un rutean maghiarizat pe nume Iascovici Mihai, care a dorit să impună slujirea la altar în limba română de către români. Jandarmii unguri, cu baionetele scoase din teacă și pistoale, au asediat comuna și apoi au încercuit biserica. L-au arestat pe părintele Gheorghe Mureșan, așa că s-a iscat un adevărat incident. Incidentul a fost provocat, cum spuneam, de vicarul Iascovici și preotului i-a fost interzis accesul în școală ulterior, în vreme ce sătenii adunați în curte l-ar fi îmbrâncit pe vicar. Fapta nu a rămas nepedepsită. Așa că, în primăvara anului 1913, la Moftinul Mic au tăcut clopotele. Pentru credincioși nu a venit Paștele și se mai zicea că există libertate personală și religioasă. Față de vremurile de atunci, vreau să vă spun că în România se respectă la ora actuală drepturile, orice drept al minorităților, ba mai mult, au parte de o discriminare pozitivă. A fost deschisă, după acest incident, a fost deschisă o anchetă scandaloasă cu presiuni inumane, așa cum nu ni se spun în manualele noastre. Despre aceste aspecte ale istoriei noastre, și istorie locală și istorie națională, nu se vorbește în manualele noastre, dar voi, generația tânără, trebuie să știți de ce au avut parte românii noștri ca să dăinuiască, ca să-și păstreze identitatea națională și în acest colț de țară românească. Sărbătorile Paștelui din 1913 de la Moftin au fost cernite de jale. Nici urmă de veselia obișnuită de sărbători, de încondeiatul ouălor sau de ciocnitul ouălor sau de hore. De pe fețele tuturor nu citeai decât grijă pentru cei surghiuniți. Nota la acea vreme profesorul Aurel Coza, care a devenit ulterior președinte al despărțământului Astra Carei. Dar credincioasele din Moftin, în frunte cu preoteasa, au mers tăcute pe șoseaua spre Satul Mare, după ce părintele a fost închis, întocmai ca mironosițele pe vremuri la mormântul Domnului. Pe umeri și pe cap aveau coșuri încărcate cu paște, cu ouă, miel de paște, ca să le binecuvânteze părintele martir. Ele, numai din acestea, vroiau să guste, precum și ai lor din închisoare, ca semn al legăturilor sufletești pe care nu sunt în stare să le dărâme nici celulele celor mai negre închisori. O înviere cu astfel de manifestații parcă prevestea învierea neamului. Moftinenii au fost ținuți în arest preventiv nu o lună, cum era legal, ci o jumătate de an. Apărătorul părintelui Mureșan a fost Iuliu Coroianu, iar al țăranilor au fost avocații Ciortaș, Pordea, Boilă și Povățiel, așa cum a menționat și domnul primar David. Părintele Mureșan se mândrea cu faptul că din cei 14 apostoli ai săi, nici unul nu a fost trădător.
toți au ținut unul cu altul și așa s-a putut ajunge la faptul că la un moment dat toți au fost au beneficiat de libertate. Fumător pasionat, părintelui Mureșan nu i s-a dat voie să fumeze, dar nici să citească decât învechiți autori maghiari. Până acolo au mers presiunile și perversiunile. Patul lui din închisoare era reprezentat de niște paie jilave, mucegăite, aruncate pe scânduri goale. Nu i s-a dat voie să-și aducă așternut de acasă, dar nici vizite nu a fost lăsat să primească în afară de cele ale soției sale. Calmul, bunătatea și devotamentul nemărginit al soției au fost mângâietoare pentru părinte. Și ca să vedeți cât de inventiv este românul, toate cele alegurii pe care îi le aducea preoteasa erau împachetate în ziare și reviste românești. Și astfel a putut să fie informat despre ce se petrece la ora actuală. În timpul întemnițării părintelui Mureșan, credincioșii au refuzat să participe la slujbele săvârșite de preoți trimiși de Episcopia Hajdú-Dorog, chiar în postul Paștelor, slujbe în limba maghiară. Aceasta este unitatea. Toți credincioșii din Moftin au ținut cu părintele Gheorghe Mureșan. Presa românească transilvaneană a fost alături de lupta românilor din Moftin, de procesul din Sătmar. Pentru că și-au apărat credința din străbuni împotriva episcopiei maghiare din Hajdú-Dorog, cei 15 români au fost condamnați la peste 3 ani de temniță ordinară. Doar părintele Mureșan avea de îndurat singur un an și jumătate. Dar, așa cum s-a mai spus, apropierea începerii primului război mondial i-a determinat pe cei ocupanții austro-ungari să intervină în scurtarea sentinței la 4 luni. În 1938 a devenit cetățean de onoare al localității Moftinul Mic, iar la 30 septembrie al aceluiași an a primit și titlul de cetățean de onoare al orașului Carei. Primăria Carei, de la acea dată, i-a oferit locuință pentru tot restul vieții. Deși a primit aceeași facilitate și de la primăria Satu Mare, părintele Mureșan a ales să locuiască la Carei, orașul de care îl legau amintiri frumoase, iar tireamul natal era foarte aproape. Aici se va stinge din viață la 25 aprilie 1939. Ceremonia înmormântării a avut loc în biserica parohială din Carei, de unde apoi rămășițele pământești au fost duse la cimitirul din Moftinul Mic. La înmormântare s-au dat onoruri militare, iar profesorul Aurel Coza, viitorul președinte al Astra Carei, a rostit o cuvântare. Să-i fie memoria binecuvântată, așa cum este înscris și pe soclul pe care stă bustul lui, părintele Gheorghe Mureșan a fost numai în slujba națiunii române. Dumnezeu să-l binecuvânteze, să-l odihnească, să ne dea Dumnezeu putere să-l putem pomeni și voi, cei tineri, să nu uitați că numai prin consecvență și prin cunoașterea temeinică a istoriei putem și noi dăinui peste viacuri. Doamna președintă a Asociației Astra Carei, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați făcut părtaș la acest eveniment și vă mulțumim foarte mult pentru această carte care va îmbogăți biblioteca școlii noastre și pe care sper ca elevii noștri să o răsfoiască și să o citească cu cea mai mare plăcere. Este o onoare și o datorie a fiecăreia dintre noi, aceea de a marca memoria înaintașilor noștri, cu atât mai mult cu cât aceștia au fost apărători ai credinței și ai națiunii române. De aceea, elevii școlii noastre vor comemora memoria preotului Gheorghe Mureșan prin intermediul elevelor Piscoia Smina și Șuveg Ingrid, care vor recita câte o poezie, iar apoi elevii școlii noastre vor depune o coroană de flori. Vă mulțumim tare frumos! Și-au plecat plini de speranță, bravii noștri ostașii război, riscându-și chiar propria viață să ne aducă pământul înapoi. Au luptat cu toți vrășmașii și-au ales timpuriu să moară, să avem astăzi noi, urmașii, această minunată țară. A apărat pământul cu arme
și au murit cu un sfânt bun, departe de neveste sau mame, la pietru, în tricolor purtând. Dragilor eroi, Adrian Iulian Pereteanu, voi ați fost eroi, voi sunteți eroi, voi veți fi eroi României noi. Pentru a noastră țară ați luptat din greu, pentru a noastră vatră v-ați dat sufletul mereu. Dulcea noastră țară a salvat-o voi, glorie eternă, dragilor eroi. Depune primăria municipiului Moftin. Primăria comunei Moftin. Mâine ridicăm taxa. Da. Nu se știe niciodată cum e momentul. Discuția prefectului Satu Mare împreună cu Astra care urmează Direcția de Cultură care urmează Școala Gimnazială Mihai Viteazu din Moftinul Mic. Aceasta, manifestarea comemorativă a 85 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Gheorghe Mureșan i-a sfârșit. Bustul preotului Gheorghe Mureșan a fost dezvelit în programul centenar. Astăzi îl comemorăm. Este un simbol al Comunei Moftin, preotul Gheorghe Mureșan. Din cauza asta, ani de zile, pentru noi a fost un adevărat deziderat să îi ridicăm un bust în memoria preotului și uite că am reușit în cadrul programului centenar să ridicăm acest bust și de atunci încercăm ca întotdeauna când îi marcăm memoria să punctăm cu câteva poezii împreună cu copiii de la școală și bineînțeles cu partenerii noștri în aceste evenimente culturale.